Bună ziua, mă numesc Vitalie, de profesie sunt jurist. Ceea ce ține de double case și partea financiară am auzit de pe site-urile de socializare. Mi s-a părut ceva foarte interesant, am acceptat chestia dată. Nu este suficient doar teoria, este nevoie de foarte multă practică. Ca să obții ceva, eu personal așa am înțeles că trebuie să dedici timp, trebuie să te sacrifici ca să obții ceva care într-adevăr pe viitor să te asiguri, să fii mai încrezut. Sincer, ca începător pentru mine, dacă nu am avut nicio tangență cu ceea ce ține de domeniul financiar, predarea a fost 100%, pe înțelesul meu. Mi-a plăcut foarte mult modul cum s-a explicat, ușor de înțeles și chiar am rămas uimit. Sunt o persoană care iubesc să risc și nu aș zice că e un domeniu atât de riscant, dar totuși este și plăcut. Sincer, da, sunt emoții, dar sunt controlate emoțiile, te depinde de tine personal, cum din interior ești pregătit, fiecare om are emoții, dar iarăși ajung așa psihologic, cum tu intri acolo, cum tu te pornești, cum tu faci primul pas. Sincer, încă nu cunoaște nimic, cunoaște doar soția, momentul a acționat negativ, dar pe urmă înțeles că este o chestie stabilă, sigură și deja e ok. Să fii curajos, să nu dai înapoi și oferta care este, la fel cum și eu. Am văzut pe site-urile de socializare acest curs, mi s-a părut integrant, propun la fiecare, pentru că e un domeniu interesant și plăcut.